Lasă porici că poporul are dreptul și el la voința sa. Înainte de Paște am fost în sat și am văzut care este europenitatea statului nostru. Femei bătrâne împrumută de la magazin pâine. Ia pâine pe împrumută, înainte de Paște, vă închipuiți. Cum întâmpină Paștele? Această bătrânică și mulți alții, că am întrebat de vânzător și mi-a spus, da, la două săptămâni deja se începe, la două jumătate a lunii, oamenii vin și iau pe datorii din magazin. Asta este europenitatea, domnul Sârbu. Asta este. Și lumea, noi aici în capitală, poate prin birourile din Parlament, suntem mulțumiți că și poate ne mai criticăm unul pe altul. Nu. Oameni buni, europenitatea se măsoară prin bunăstarea populației, prin gradul de respect față de lege și prin transparența care este asigurată de către libertatea mass media.